Pesta porcină a declanșat un nou scandal după ce 300 de porci au fost uciși în Bihor. Crescătorii acuză autoritățile că nu au mai așteptat rezultatele analizelor de laborator, ci pur și simplu au sărit să omoare animalele. Povestea a început după ce în localitatea bihoreană Olosic au fost depistate 11 focare de peste porcină africană. Revoltați, oamenii au luat cu asalt căminul cultural, hotărât să protesteze împotriva deciziei DSV de a le lua cu forța animalele ca să le ucidă. Însă tot ce au putut obține s-a rezumat la banii pentru despăgubiri. Mulți crescători susțin că dosarele au fost făcute din pix și că, în unele locuri, animalele nici măcar nu au fost verificate înainte de întocmirea actelor. Aceleași probleme au apărut și în alte județe. În Brăila, până acum, au fost incinerați peste 15.000 de porci, dar există doar 1.455 de evaluări încheiate. Valoarea despăgubirilor a ajuns aici la aproape 2 milioane de lei, bani care însă nu se știe când vor ajunge în conturile fermierilor afectați. În localitatea Valea Cânepi, oamenii au acceptat să le fie eutanasiați porcii, dar doar după ce s-au asigurat că dosarele de despăgubire sunt întocmite temeinic, în funcție de rasă, kilograme și vârstă. Astfel, mai multe zile, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare nu au putut intra în gospodăriile oamenilor decât la venirea comisiilor de specialitate. Crescătorii au vorbit și despre efectele devastatoare de după măcel. În Brăila, unele gropi în care au fost depozitați porcii bolnavi nu sunt împrejmuite și marcate așa cum cer normele sanitar-veterinare. Mai mult, mirosul și gazele emanate de hoiturile aflate în proces de putrefacție sunt un adevărat focar de infecție, iar specialiștii susțin că acestea ar putea declanșa noi epidemii. După ce au fost astupate cu pământ, ele trebuie urmărite câteva zile pentru că acele gropi se mai tasează și în final se face o împrejmuire de jur împrejurul ei și cu o plăcuță pe care se scrie o atenționare. Aici au fost îngropate cadavre de la porci suspecți sau provenind din focare de peste porcină africană, a declarat Gicu Drăgan, reprezentant al Direcției Sanitar Veterinare Brăila. Doar că, cel puțin în zonele afectate din Brăila, unii primari nu s-au ocupat încă de amenajarea gropilor, chiar dacă riscă amenzi usturătoare. În total, până acum, în întreaga țară au fost sacrificați peste 50.000 de porci și au fost confirmate 524 de focare. 94 de localități din 14 județe au fost afectate, iar specialiștii se așteaptă ca în curând pesta să ajungă în alte 5 județe. Cel mai lovit județ este Tulcea, unde până acum au fost uciși într-un singur loc peste 43.800 de porci. Din totalul de dosare de despăgubire depuse de fermieri, doar 51 au fost până acum finalizate.